Ultima impresie contează, cel puțin pe asta au mizat bandurii lui Ciobotariu, care au încheiat turul cu o victorie 2-0 cu Alba Iulia pe teren propriu. A fost primul succes după o serie neagră de 10 etape care a început după meciul cu CFR Cluj de pe 11 septembrie. Jucătorii au dat dovadă de caracter, au muncit foarte mult, am avut un joc foarte greu și eu cred că era foarte important această victorie, aceste 3 puncte pentru noi, pentru situația în clasament. E important că am câștigat anul 3 puncte și o să avem o vacanță mai liniștită. A fost foarte greu, din cauza Alba Iulia a venit aici să câștigă un punct, era nevoie de un punct și terenul a fost foarte greu. Ciobii a bifat astfel prima sa victorie, la cârma pandurilor a avut nevoie însă de 6 etape pentru a reuși acest lucru. L-au ajutat Păcuraș și Ștromaier, marcatorii celor 2 goluri. Slovenul a reușit contra celor din Alba Iulia primul său gol din acest sezon. A fost un meci greu, pe un teren foarte prost. Sunt foarte bucuros că am reușit să câștigăm astăzi. Aveam mare nevoie de această victorie. Am reușit să ne facem vacanța mai liniștită. Și ce să zic, sper să abordăm returul cu mai mult curaj și cu un elan mai mare. Fiecare gol e locul de toată echipa și Popete a dat un pas foarte frumos, foarte bun și a dat gol. Ardelenii nu s-au împăcat însă cu înfrângerea care îi lasă la 3 puncte sub linia retrogradării și au dat vina pe arbitraj la final. Nu le-a convenit eliminarea capitanului Varga din minutul 30, dar și penaltiul din care Păcurar a deschis scorul chiar înainte de pauză. Păi când ești dezavantajat pe față, eu zic că n-ai cum să câștigi. Așa suntem de câteva etape bune. Deci cu echipele, mai ales cu echipele mai bune și cu contracandidatele, așa pățim de fiecare dată. Să-i fie rușine că-i sărbătorile astea. Ești spărat? Bineînțeles. Sărbătorile de iarnă îi prind astfel pe Gorjeni pe un loc călduț 11 la 4 puncte deasupra zonei fierbinte. Ne așteaptă acum un retur foarte greu. Ne așteaptă o pregătire de iarnă cu un alt moral, pentru că cu 20 de puncte și cu probabil o urcare în clasament 2-3 locuri, ne ajută foarte mult să ne pregătim mai bine.